Salutare, dragii mei! Sunt Mirela Mătescu, profa de vin, și aș vrea să vă povestesc câte ceva despre un vin alb tare, tare frumos. Feteasca Regală de la Lehburg. Feteasca Regală este unul dintre cele mai cunoscute și căutate soiuri de struguri de vin din România. A fost descoperit în 1920 în Transilvania, în comuna Daneș, lângă Sighișoara, și se presupune a fi un hibrid între feteasca albă și grasa de cotnari. I se mai spune și dănășană sau galbenă de Ardeal. Feteasca Regală face parte din categoria soiurilor semi-aromate, iar zonele de exploatare a soiului se întind acum în toată țara, deși se pare că cel mai potrivit teroar este cel de Transilvania. Lehburg este o cramă pe care o găsim în arealul Lechința. Crama este înființată în anul 1994, dar au produs pentru prima dată vin în anul 2012. Lehburg deține 100 de hectare, dintre care doar 70 sunt acum pe rod. Proprietarii sunt Cristiano și Ettore Guarato, doi ingineri veniți în România anilor 90 cu un business care n-avea nicio legătură cu viticultura. Având în familie bunici care dețineau podgorii și crescând cumva printre vii, e bine, odată ajunși în frumoasa Transilvanie, italienii noștri se îndrăgostesc de frumusețea locurilor și a localnicelor. Cristiano, pe lângă pământurile rodnice, s-a lăsat cucerit și de o româncă, actuala lui soție. Crama este găzduită de un fost iase, construit în 1962, dar care a fost modernizat și în care au fost aduse tehnologii noi de vinificație. Ce are crama atât de special? Ei bine, câteva lucruri. Este o cramă gravitațională care produce vinuri organice și vinuri certificate vegan OK. Vinul nostru, o fetească regală de o culoare galben-verzui. Vinul este foarte frumos, este fructat, pere și piersici, îmi spune mie, dar apar și câteva note de fân și flori de câmp. Are o aciditate ridicată ce îi conferă atât prospețime cât și finețe. Este răcoritor, iar răcit pe la 10-12 grade îl văd potrivit lângă prânzeturi, dovlecei pane, cașcaval pane sau, de ce nu, o ciulama de pui gustoasă și savuroasă, pe care le găsiți pe la mama.ro. Încercați, gustați și povestiți-ne cum vi s-au părut, pe Facebook sau Instagram. Noroc!